20. Numai pe B1 TV. Următorul program poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Genul programului. Pamflet. Vă salut, dragi prieteni. Citeam din ziarele de mâine ultimele informații. N-au fost chiar atât de actualizate, totuși, pentru că să publici într-un ziar quality, cum este România Liberă, știrea că aeronava ar fi căzut în estul Ucrainei. Mâine dimineață, când veți găsi ziarul pe tarabă, avionul va înceta să și fumege până atunci, nu mai e nicio discuție. Poate doar la call center, dacă sunați pe aeroportul din Kuala Lumpur, am un număr de telefon la dispoziție. Doar acolo s-ar putea ca cei de la Malaysian Airlines să spună că deocamdată nu știm nimic, nu putem să comunicăm, seamănă cu comunicatul celor de la RCS, dacă îi întreb dacă vor transmite Liga 1, cam la fel să acționează și la Kuala Lumpur. Nu știm încă sigur, avionul a dispărut de pe radar, s-ar putea să, dar nu vrem să anticipăm, când toată lumea a văzut și pașapoartele cetățenilor malaezieni și olandezi intacte, ați văzut acele pașapoarte, ghidul despre Bali, la care aparține totuși că s-au făcut deja confuzii în spațiul ăsta mioritic, suficiente confuzii, Bali nu aparține de Malaezia, ci de Indonezia. Da, sigur că se duceau niște cetățeni olandezi în vacanță și în Bali, pentru că de la Kuala Lumpur există avion către toată zona respectivă. Deci nu dispunem, bineînțeles, la această oră, cum nu o să dispunem nici la sfârșitul anului de foarte multe informații, pentru că știm deja de pe 8 martie în acest an, când un alt avion al companiei Malaysia Airlines s-ar fi pierdut în Oceanul Indian, pentru că nu avem niciun fel de reper acolo, cu 239 de persoane la bord, că această companie și, în general, această țară n-a reușit să elucideze niciun fel misterul. Nu i-a mulțumit nici pe oameni, nu i-a mulțumit nici pe ziariști, nu i-a mulțumit nici pe americani, nu i-a mulțumit nici pe chinezi, care aveau și ei mulți cetățeni la bordul acelui avion, Kuala Lumpur, Beijing, se pare deturnat voluntar de un pilot depresiv către zona Oceanului Indian, o regiune imensă, mai mare decât Europa, cuprinsă undeva între insulele Mauritius și Australia. Nimeni nu știe exact unde a căzut avionul acela în zona respectivă. Bun. Despre cel care s-a prăbușit astăzi, la vreo 40, 50, 60 de kilometri, datele nu sunt evidente, de granița cu Rusia, venind de la Amsterdam după aproximativ 3 ore și jumătate de zbor, avionul mai avea de parcurs până la Kuala Lumpur cam 10 ore. Urma să atace spațiul Federației Ruse și apoi încet să coboare spre India, pe care să traverseze o mare halcă din Oceanul Indian ca să ajungă la Kuala Lumpur. Deci era zbor lung. Asta ne face să ne gândim că poate separatiștii au tras în el și pentru haleală. Avionul era încă plin cu combustibil, dar și cu dealegurii, pentru că nu fuseseră servite încă 2 mese, dacă nu chiar 3, până la finalul zborului. Există deja discuții cum că, știți, Malaysia Airlines are roșu și albastru, culorile împletite pe avion, că separatiștii ar fi căutat, dacă e vorba de ucrainieni, avion rusesc în spațiu respectiv, ca să vadă telespectatorul mai clar cum stăteau lucrurile. Era o viermuială unde colcăiau cam 50 de aparate de zbor. Deci cam 50 de avioane, conform declarațiilor franceze ale ministrului de externe al Franței, bineînțeles, care studiase problema de la Abidjan, unde se află, și care a intrat într-o celulă de criză imediat să afle ce s-a întâmplat, cam 50 de avioane erau în spațiu respectiv la momentul acela. Măgăreața a căzut chiar pe un avion Malaysia Airlines, erau acolo avioane Lufthansa, KLM, Air France și, bineînțeles, toate marile companii care deservesc Asia de Sud-Est și care vin dinspre Europa.
Deci era o tragedie, evident, dar probabil și avioanele Federației Ruse, cine știe. Pentru că, din ultimele informații care există, se pare că a fost o hârjoneală de asta între ruși și ucrainieni. Puțin probabil ca această rachetă să se fi tras de la sol. Pentru că știți deja din informațiile pe care le aveți trunchiate cum sunt ele, e foarte complicat să nimerești un avion de la... S-a aflat la peste 10.000 de metri altitudine, vom afla asta ulterior, vă spun sigur. Un avion nu zboară la 10.000 de metri altitudine când are de străbătut 15 ore între Amsterdam și Kuala Lumpur, zboară la minimum 10.600, 10.800, dacă nu chiar peste 11.000. Poate să ajungă aproape de 12.000. Mai sus nu zboară, că nu are niciun interes. Dar undeva între 10.400 și 12.000 de metri altitudine la acea distanță de destinație. Deci nu avea niciun motiv să zboare la 10.000. Asta nu cred că e informație reală. Dar chiar și așa, până acum nu s-a mai întâmplat, am auzit pe Tudor Barbu, la câtă ținere de minte are el, bătându-se cu pumn din piept de mai devreme, că n-ar fi existat în istoria aviației așa ceva. Ba da, a fost odată și chiar ucrainienii au doborât un avion, au și recunoscut asta în 2001, un Tel Aviv Novosibirsk, un avion aparținând tocmai rușilor. A fost doborât, e adevărat, din greșeală de armata ucraineană cu o rachetă, dar tot așa în niște condiții nu foarte clare. Adică niciodată nu s-a făcut lumină, ucrainienii au recunoscut că ei au tras, a fost un incident atunci diplomatic, dar au trecut 13 ani și poate că oamenii au mai uitat un pic. Însă este posibil ca avionul să fi fost lovit din aer de o rachetă, pentru că și așa în zona respectivă avuseseră loc deja două doborâri de avioane în ultimele zile, iar președintele Poroșenko a și spus lucrul ăsta, că separatiștii ruși le-au doborât lor două avioane și ucrainienii trăgeau. Eu l-aș crede pe Poroșenko, care spune că ei n-au o armată atât de utilată încât să doboare un avion la 10.600 de metri, ca medie. E posibil. Dar în zbor sau din greșeală, pentru că e aproape cert că acest avion, care era acolo ca musca în lapte, n-avea nicio legătură cu conflictul, să fi fost doborât din greșeală. E aproape cert că nimeni n-a căutat cu lumânarea să lovească un avion malaezian care transporta cetățenii olandezi și malaezieni în marea lor majoritate, către o destinație aparent de business, dar și de vacanță, în spațiul aerian ucrainian-rus. Deci, nu vorbesc de copii, că am zis că erau zeci de copii la bord. Unul dintre ei, s-a și văzut pe imaginile neblurate ale televiziunilor occidentale, a ajuns integral la sol, da? Era copilul nedezmembrat cu centura pe el. Deci cu scaunul întreg, cu centura pe el, sigur, mort, evident, de la lipsa de oxigen în momentul când s-a despicat avionul în două. În orice caz, bucăți întregi din avion au venit la sol integral, da? Fără să fie calcinate sau carbonizate. Foarte misterioasă această explozie. Încă o dată spun, niciodată nu vom afla cu siguranță adevărul până la capăt, pentru că sunt extrem de rare accidentele aeriene în istoria planetei care să fi fost elucidate 100%. Ori așa ceva e imposibil să ajungi să constați cu toate cărțile pe masă, mai ales că ucrainienii și rușii își pasează de la ora impactului responsabilitatea unul altuia cu niște comunicate hilare, evident, cum că au doborât unii dintre ei avionul, da? De exemplu, ucrainienii l-au doborât și după aia separatiștii ruși au doborât avionul ucrainean la rândul lui ca să facă dreptate sau nu știu de ce. E o răfuială acolo într-un spațiu care de fapt nu aparține nimănui. Ironia sorții, și asta trebuie să reținem aici, aspectele mai delicate ale problemei, nu conflictul ruso-ucrainean ne interesează. Ironia sorții face ca 40, 50 sau 60 de kilometri, că deocamdată nu s-a stabilit exact cât mai avea avionul până la frontiera cu Rusia, în Republica autoproclamată, asta Lugansk, acolo s-a întâmplat. Dacă știți ce înseamnă în aviație 60 de kilometri, 2 minute. La viteza pe care Boeing-ul 777 o avea atunci. Fix 2 minute. Deci el, dacă mai străbătea 2 minute, intra în spațiu rus, unde șansele să fi fost doborât erau mult mai mici. Pentru că bătăliile au loc în spațiu autoproclamatei republici. Lugansk, da? La est sau la nord-est de Donetsk, în zona respectivă, și nici de cum în spațiu Federației Ruse. Acolo mai puțin. Deci dacă mai rezista 2 minute
sau avea noroc să nu se tragă asupra lui atunci, acum erau liniștiți, probabil undeva atacau deja subcontinentul indian. Cei 295 de pasageri, 280 de pasageri și 15 membri ai echipajului, dramă colosală pentru Malaysia. Este o companie rafinată altfel și care n-a avut probleme până la incidentul din 8 martie, o companie considerată mai interesantă decât marile companii europene. De asta și zburau olandezii cu ei și nu preferau KLM-ul, pentru că și KLM-ul are cursă Amsterdam-Kuala Lumpur în fiecare zi. Da? E bine, olandezii care se spune, după informațiile pe care le avem de la Amsterdam, că ar fi fost cam 60% olandezi în acest avion, au preferat serviciile la bord ale acestei companii, Malaysian Airlines, net superioare, evident, oricărei companii europene. Da? Companiile astea de long courier europene, în general, n-asigură servicii grozave la bord, nici Air France, nici Lufthansa, nici KLM-ul, că astea se deplasează în zona respectivă. Și merg pur și simplu pe ideea de siguranță a pasagerilor, că au avioane bune, că au piloți buni. Companiile de tipul ăsta, nu se înțelege că Malaysian Airlines este condusă de niște proști. Nu. Bineînțeles, este o mare companie, dar care, iată, a avut un ghinion teribil în acest an, așa ceva nu i s-a mai întâmplat niciodată în istorie unei mari companii aeriene, să aibă două accidente cu aproape 600 de morți într-un interval de 4 luni. Bursa s-a prăbușit astăzi la New York, bineînțeles și în Asia de Sud-Est, pentru toate repercusiunile care pot să existe, evident, dincolo de escaladarea conflictului, dincolo de telefonul Putin-Obama, dincolo de numărul morților occidentali, însă totuși Occidentul pe undeva, sigur, nu oficial, că n-are voie să o spună, răsuflă ușurat. Ce s-ar fi întâmplat dacă era lovit în spațiu ucrainean-rus un avion occidental? Nu vorbesc american, pentru că trebuie să fii prost să crezi că un avion american zbura acolo, când americanii, dacă merg spre Kuala Lumpur, zboară peste Pacific. Deci aviz amatorilor care vor pretinde mâine sau poimâine că avioanele americane colcăiau și ele. Nu este niciun avion american care să brăzdeze zona respectivă. Ele au alt traseu către Malaysia. Sigur că sunt 5 companii americane care leagă principalele orașe din SUA de Kuala Lumpur. Dar nu zboară niciunul peste Europa și peste Federația Rusă. În schimb, puteau să fie, pentru că știm asta de la francezi, m-a spus celula lor de criză excepțională a lui Laurent Fabius, știm exact ce avioane se aflau în spațiu aerian la momentul respectiv. Erau și avioane KLM, și Lufthansa, și Air France. Dacă ar fi fost unul din astea doborât, atunci scandalul politic era cât casa, evident. Deja știm că sunt aproximativ 20 de cetățeni americani, era vorba chiar de 23 la un moment dat. Barack Obama vorbește de o tragedie. Laurent Fabius, cu gâtlejul tăiat, a spus că sunt minimum 4 francezi. Nu știm încă naționalitățile celorlalți, dar cred că vom afla destul de curând în cursul acestei nopți în Europa exact ce se va întâmpla și, dragi prieteni, o să vă ținem la curent, pentru că, încă o dată vă spun, până la sfârșitul 2014 nu vom ști cu certitudine nimic, decât supoziții, vor apărea iarăși toate variantele la orizont, au tras extraterestrii, da, a fost o conspirație, s-au bătut aia între ei, în avion, bombă. Bineînțeles, nu se poate deocamdată, conform anchetelor oficiale, îndepărta nicio pistă. Există chiar și 0,0001% șansa ca avionul să fi prăbușit, da? Explodând de la sine în zbor, cine știe din ce motive, avioanele nu cad niciodată când sunt la 10.000 de metri altitudine, dar există această posibilitate pentru că nicăieri în lume, nici în aviație, nu există riscul zero. Deci o șansă este chiar și așa, coincidență, exact în spațiu aerian dintre Ucraina și Rusia să se fi întâmplat această dramă. Aș încheia deocamdată cu subiectul, pentru că sunt multe lucruri de discutat în această seară, remarcabile din punctul nostru de vedere. Aș încheia doar atât spunând să ne gândim un pic și la copiii care au fost în acest avion. E vorba de 80 de copii, după ultimele informații, care nu vor ști niciodată, evident, și că nici o clipă nu s-au gândit în viața lor că ar putea să se prăbușească deasupra unui spațiu despre care nu știau absolut nimic. Da? Fie că erau olandezi, fie că erau malaizieni, fie că erau americani, francezi sau chinezi, da? Ei au fost victima unui conflict între două națiuni despre care n-aveau să afle niciodată nimic.
Nu-i vorba că nici olandezii sau malaezienii care erau în avion, probabil în proporții covârșitoare, sau distinsele stewardese sau stewards, ce-o fi fost, poate piloții mai știau așa de prin ziarele pe care răsfoiau pe tarmac, nu știau de acest conflict. Asta mi se pare de o delicatețe a destinului înfiorătoare. Deci, cum e, bă, să te prăbușești, pentru că nu e o coincidență, aici n-a fost un accident, da? Avionul a fost probabil doborât într-un spațiu în care ce căuta un avion Amsterdam, Kuala Lumpur, deasupra regiunii separatiste Lugansk. Da? Ce este vânat acolo de un conflict? Nici ăia de la Sol n-au auzit niciodată de Malaezia, nu știau că există această companie, cu atât mai puțin săracii ăia din avion care citeau despre Bali, citeau despre Singapore, citeau despre cine știe ce destinații. Unii dintre ei mergeau în Australia, să nu uităm, cu escală la Kuala Lumpur. Da? Visau la destinații de vacanță și dintr-o dată i-a scurt-circuitat destinul într-o zonă totalmente necunoscută. E ca și cum Victor Ponta, mă ferește, s-ar prăbuși cu un avion, de exemplu, peste insula Socotra, care aparține de Yemen. Da? Nici o treabă în viața lui nu s-a gândit nici o secundă la locul respectiv. La asta să ne gândim în momentele în care o să ne fie foarte rău. Iată ce destin pentru niște cetățeni, da? Oameni ca și noi până la urmă, care s-au prăbușit victimele unui conflict la care nu asistaseră nici un gând o secundă în viața lor. Asta mi se pare într-adevăr senzațional. Bun, trecem mai departe la lucruri cu totul și cu totul de ale noastre, dar nu lumești, pentru că nu mai sunt unii pe lumea asta. Bă, un sondaj în scop, dragi prieteni, ne arată în momentul de față colac peste pupăză, se potrivește foarte bine și așa suntem pe sfârșit de eră și sfârșit de mandat în același timp la Cotroceni, că Nicolae Ceaușescu este considerat de români cel mai bun președinte din istoria României. Neanicu câștigă acest sondaj virtual cu 24,7%. 25%, dacă ne este permis să rotunjim, din populația României consideră în momentul de față, 17 iulie 2014, că Nicolae Ceaușescu a fost cel mai bun președinte al României. Pe locul al doilea, și aici este marea dramă și înfrângerea noastră a tuturor, Ion Iliescu, care îl talonează oarecum pe Neanicu cu 19%. Bă, băieți, 25 și cu 19, dacă stăm să adunăm, sunt 44%. Cu ce mai era pe la virgulele astea pe care le-am retezat, sunt 45%. Ceaușescu-Iliescu. Ceaușescu-Iliescu. Da? 45% din populația României. Pe locul al treilea, Traian Băsescu cu 14,2% și ultimul, cu voia lui pe listă, Emil Constantinescu cu 9,7%. 23,9% dintre respondenți, adică 24%, consideră că niciunul dintre cei patru nu s-a ridicat la înălțimea funcției. Non-răspunsurile sunt în proporție de 8,4%, deci destul de greu de recuperat de către cei care mai vor să modifice acest sondaj. I-aș transmite actualului președinte al României, sigur, care are cu totul alte griji în momentul de față, și am văzut și comunicatul de la Cotroceni apropo de accidentul de avion deasupra Ucrainei, bine formulat. Interesantă sugestia președintului Băsescu de a interveni Uniunea Europeană în această anchetă. Cu siguranță o va face, pentru că avionul a zburat de la Amsterdam, erau mulți olandezi acolo și implicarea va fi evidentă. Bun comunicatul, dar i-aș transmite lui Traian Băsescu, uite-ne, Traiane, moșule, dacă ne permiți, războiul ăsta, mata, nu l-ai fi câștigat niciodată. Știți că Traian Băsescu este un neînvins în alegerile vieții lui, a câștigat și pe navă, am înțeles, peste tot, dar practic nu l-a bătut nimeni în cariera lui. Ei, din fericire, Traian Băsescu n-a jucat niciodată în Liga Campionilor. Pentru că dacă ar fi făcut-o fie și o secundă în calitate de român, dacă s-ar fi născut un pic mai devreme, poate ar fi putut să-l concureze pe Ceaușescu. Ei bine, uite, acest război, Nea Traiane, nu l-ai fi câștigat niciodată. Singurul care te-ar fi bătut oricând ca pe fasole, ar fi fost Nicolae Ceaușescu. Sigur, veți spune, ce rușine, cei care nu sunteți încă la pensie, pentru că pensionarii ar fi chiar oripilați să le aducem acum la cunoștință că, de fapt, Neanicu nu e un câștigător merituos
În România, să știți că populația în proporție de 88%, ca să fim mai exacti așa, consideră și astăzi, și va considera și după ce va veni tovarășul cu ochelari la Cotroceni, că președintele îți dă salam. De asta votează românii la alegerile prezidențiale cu mic, cu mare, pentru că în conștiința și în convingerea românului de bază, președintele este cel care îți dă salam. Orice Ceaușescu a dat mai mult salam decât Traian Băsescu. Bun, acum Darie Cristea, coordonator proiecte în scop, nuanțează oarecum aceste rezultate, spunând foarte bine. În realitate vorbim despre o falsă pozitivare a unui Nicolae Ceaușescu, care este asociat cu o perioadă percepută ca mai ordonată din punct de vedere al vieții cotidiene, absolut, dar ale cărui lipsuri, sau ale cărei lipsuri, în fine, s-au mai uitat. Așa este. Pozitivarea relativă a lui Ceaușescu vine și în scopul evidențierii imaginii totuși proaste pe care publicul o are cam despre toți președinții post-decembriști ai României. Să nu uităm, încheie Cristea asta, că spre finalul mandatelor toți aceștia au încheiat cu un nivel redus de încredere publică. Neanicu împușcat, Iliescu cuiduit, Emil Constantinescu nimeni nu mai știa să-i pronunță numele, iar Traian Băsescu nu mai are sens să accentuăm, vedeți cam în ce condiții. Așa este, dar un sondaj care totuși ne plasează undeva pe scara moralității sub insula Socotra. Bun, acum să vedem cine l-ar vota pe Victor Ponta la alegerile din această toamnă-iarnă. De exemplu, în momentul de față, ecartul s-ar fi subțiat un pic în favoarea lui Victor Ponta. 39,4% dintre persoanele intervievate, este un sondaj realizat de Biroul de Cercetări Sociale. 39,4% ar merge cu Ponta, 33,3% cu Klaus Iohannis, PNL-PDL, asta în primul tur al alegerilor prezidențiale. Ar urma un Diaconescu pe poziția a treia, dar nu e nenea ăla care să visa președinte. Ce curiozitate, un alt Diaconescu, Cristian Diaconescu de la PMP, n-am auzit de el, 8%, vine Călin Popescu-Tăriceanu 6,5%, Vadim, abar n-am, care Vadim 4,7%, rata absenteismului este de 20%. Hai bă, hai că se poate! Vorba lui Marius Lăcătuș. Haide bă! Haideți bă că puteți încă 20% de la absenteiști să le confiscați până la toamnă. Sondajul evidențiază următoarele. Că Victor Ponta este votat cu precădere de pensionari. 52% dintre cei care îl votează sunt la pensie. Persoanele din mediul rural, 47% votează cu Ponta. Casnice sau șomeri, 39% cu Ponta, în timp ce Iohannis ar avea cele mai multe voturi din partea angajaților mediu privat, 41%. Dar acum vine chestiunea reprezentativă pentru acest sondaj. În funcție de studiile respondenților, Victor Ponta este preferat de 75% dintre cei care nu au școală sau au exact atâta școală cât să le permită să-și scrie numele. Deci 75% dintre analfabeți merg cu Victor Ponta. E un procent, într-adevăr, care ar trebui să te scoată, practic, din circuitul politic. După părerea mea, ăsta ar trebui să fie exact pe undeva bariera moralității, dincolo de care, sigur, să nu te poți abate. Dar cine ține cont de lucruri sincere și adevărate. Klaus Iohannis are cei mai mulți votanți dintre cei cu facultate, 40%. Bun, asta ne interesează mai puțin. Totuși să rețineți acest procent, pentru că ne-am răcit și noi aici gura de pomană de suficiente ori. 75%, da, din bagajul de votanți lui Victor Ponta sunt analfabeți. Asta este așadar politica pe care posturi de televiziune, ziare, analiști, oameni politici, o duc în favoarea unuia care își trage seva din oameni care nici nu știu să-i ortografieze numele. Poate că îl știu pe al lor. Îl cheamă, de exemplu, Martin Sântimbreanu. Își scrie greșit numele, dar și îl scrie cumva până la urmă, din județul Doj. Da, îl scrie cumva. Bă, dar nu o să-i ortografieze numele corect premierului, pentru că nu și-l mai amintește, în primul rând, în momentul în care a ieșit de la vot. Asta spuneam. Până la urmă, în ce competiție suntem noi prizonieri, dragi prieteni? În aceasta.
în competiția în care președintele României este ales 75% analfabeți. Sigur, dintre cei care îl aleg, nu din populația României, din cei care votează cu Victor Ponta, sondajele o spun, nu noi, nu Antena 3, nu RTV-ul, care trebuie să-și frece mâinile de bucurie cu toții la ora asta, că au îngenunchiat România și n-au făcut-o pe gratis. Sunt bani mulți aici. Bani. Că practic e o chestiune de bani. Nu e o chestiune nici de demnitate, nici de onoare, nici nu e o chestiune de minciună, pentru că atâta timp cât îți păcălești propria oglindă, să știți că rezultatul este același. Da? Oamenii ăștia sunt imuni. Spunea cineva, discutam acum într-o zi, apropo de al de mitică Dragomir, de exemplu, pe care îl salutăm, că știu că în seriile crâncene ne mai urmărește. Domnul Dragomir, noastră ați reușit să mințiți și aparatul și detectorul de minciuni, sunt convins. Deci dacă v-ați prezenta în fața detectorului de minciuni, l-ați păcălit și pe ăla. Știți de ce? Pentru că această convingere că minciuna este un adevăr te transformă. Ca politician ești obligat să treci prin această transformare. Cum făceau cicliștii când își scoteau tot sângele din organism și îl puneau în sticlele de lapte? Numărau până la 4 sau până la 3 câte sticle adunau și după aia treceau alt sânge din alte sticle înapoi în venele lor. Deci așa se făcea, cu sângele pe masă. Da, îl scoteau pe tot și îl introduceau pe ălalalt. Asta însemna transfuzia sanguină. Da? Deci cam așa se întâmplă și aici. În momentul în care tu ți-ai transferat tot ce aveai în tine de onoare, că nu te naști borfaș. În momentul în care te naști, ești inocent. Indiferent în ce familie te naști. Asta se învață, ticăloșia. Da? Este o chestiune pentru care ai apetență sau nu. Da? Nu e suficientă apetența. Trebuie să mai ai și alte necalități pentru a ajunge acolo. Dar până la urmă ți-o poți cultiva. Și ajungi derbedeul care ești la maturitate, de exemplu. Da? În aceste condiții, sigur că scopul tău este ăsta. Să-ți schimbi identitatea, pentru că nu-ți convenea cine erai sau erai prea puțin sau prea mic, și să devii un altul cu care te identifici la un moment dat, spuneam chiar în fața oglindei păcălite, da? Oglinzii păcălite sau în fața detectorului de minciuni. Bun, este de așteptat ca prezența la prezidențiale, ca să încheiem cu acest sondaj, să fie foarte mare. 53,4% au spus că vor veni sigur. 31% sau chiar 33%, dacă citeți bine, au spus că probabil vor veni. Deci ne așteptăm undeva să fie procentajul spre 80%, dacă nu cumva chiar și mai bine. Ok, fraților, spuneam cu câteva zile în urmă când am despicat firul 4, apropo de mega intervenția ministrului de finanțe Ioana Petrescu alături de primul ministru Victor Ponta la Cotroceni, da? În declarația pe care a făcut-o ulterior, doamna ministru la Antena 3 a spus că n-avea nicio obligație față de Traian Băsescu să-i prezinte nici cifre, nici dosare, pentru că ea a făcut Harvardul și nu-și compară diploma cu certificatul de comandant de navă al lui Traian Băsescu. Dar în fața Fondului Monetar Internațional, cu care, vă reamintesc, cităm, a negociat până la 12 noaptea, timp de 2 săptămâni, doamna Ioana Petrescu, se subînțelegea, evident de asta a stat până la 12 noaptea, chiar ea a spus, încercând să-i convingă pe cei de la FMI de buna intenție pe care guvernul României o are, de utilitatea reducerii CAS-ului și de toate beneficiile pe care, nu, acest proiect le are asupra României și eventual asupra omenirii. De ce nu? E bine, așa cum am fost sceptici atunci, iată că putem să citim și acest text în care ni se spune cam așa. În primul rând că minciuna are picioare scurte. Doamna Petrescu însă a învățat să mintă într-un interval de timp foarte scurt. Iar despre picioarele domniei sale, vi le-am arătat în două ipostaze, nu știu dacă este nivelul nostru să discutăm, dar în orice caz nu e capitolul la care stă doamna Petrescu cel mai prost. Deci fiți atenți, ce spune Fondul Monetar Internațional ca și răspuns la declarațiile doamnei Petrescu? Prin vocea lui Jerry Rice, directorul de comunicare FMI, și a subliniat că fondul este de acord cu reducerea CAS-ului pentru a stimula angajările, dar vrea să înțeleagă cum intenționează guvernul României să compenseze deficitul de venituri. Fără măsuri de compensare, o reducere a CAS cu 5 puncte procentuale ar crește deficitul bugetar. Deci ei au stat până la 12 noaptea, 2 săptămâni,
ca să o tot întrebe, probabil în toate limbile pământului, pe doamna Petrescu, de unde pune banii? De unde ia banii ca să reducă CASE-ul? Cu ce va completa golul ăla? Dacă mai țineți minte, Victor Ponta, la un moment dat, când simțea că își pierde dineul la ambasada Franței, a închis mapa, de vreo două ori ostentativ, mapa aia goală, albastră, ce culoare era, spunându-lui Traian Băsescu, haideți, domn președinte, că ne descurcăm noi. E posibil ca în stupizenia lui, guvernul României să-și fi imaginat că această gaură, nu știu de ce culoare, că nu ne pricepem la asta, ar putea să fie una neagră. Habar n-am. Dăm și noi cu presupusul. Dacă guvernul României își imaginează că poate să ia niște bani așa, de pe undeva, cum se întâmplă evident în această țară, și să-i placeze acolo unde le e rostul. E greu să-i justifici, mă, pe ăștia. Atenție! Ci este foarte complicat să spui care este proveniența banilor dacă ea este una obscură. Pentru că, într-adevăr, logic n-au de unde să vină. Dar e vorba lui Traian Băsescu de 4, ați văzut pe ce Toni spunea, cu MTO-ul. 4, nu le vedeam la fața lui Ponta atunci, 5 miliarde. Nu zicea nimic Victor Ponta. Da, deci e vorba de 4-5 miliarde. De unde să vină banii ăștia? Doamna Petrescu, așadar, iată dovada, ori minții și ăștia de la femei. Deci numai Antena 1 sau Antena 3, recte, are dreptate, și eventual RTV-ul, nu știu. Deci și femeii-ul tot niște mincinoși. Am aștept reacția lui Victor Ponta să-i facă cu ou și cu oțet pe ăștia de la femei, da? Cum l-a făcut și pe Traian Băsescu, deși dialogul a fost făcut public, finalmente. Deci, atenție, femeiul, la momentul de față, așa cum bănuiam, evident, altfel nici n-am fi deschis acest subiect, dacă am fi crezut că doamna Petrescu să pricepe la economie și este un ministru de finanțe de nădejde, n-am fi deschis acest subiect, am fi lăsat pe alții să o facă, dar ne îndoiam că ea are discernământ în această situație. Și doamna Petrescu este bâtă, da? Fața Fondului Monetar Internațional, probabil că ea s-a crucit, discuțiile au durat așa de mult, întrucât, îmi permis să anticipez, ei nu mai văzuseră un asemenea caz niciodată. Și un guvern care totuși s-a angajat la ceva costisitor, nu e vorba de câteva sute de mii, e vorba de câteva miliarde, da? Pe care nu avea cunoștință de unde le ia și unde le pune. Ci era ca la Monopoly. Lăsați că ne descurcăm noi, domnul președinte, este fraza absolut antologică a acestor discuții. Doamna asta parașutată, care nu știu ce făcea cu limba în cerul gurii, abar n-am. La ce se gândea? Am văzut că la un moment dat își mai ridica și ea un pic privirea. Nimeni nu știe, deși aș da orice să mă aflu câteva secunde în creierul doamnei Petrescu, Ioanei Petrescu, ca să nu fie confuzii. Oare la ce s-o gândi, domnule, această discretă creatură a guvernului României în astfel de momente? Bă, bâtă, deci s-a făcut de râs, s-a văzut toată țara acum că n-are nicio calitate. Într-adevăr, poate teoretic acolo știu, să-i aducă cineva cursurile de la Harvard. Poate că scria caligrafic excepțional, poate că era într-adevăr un șoarece de bibliotecă remarcabil. Cu numai în filmele americane mai vedem la blondele alea care sunt corupte finalmente de gangster abia prin episodul 7-8. Până atunci rămân în bibliotecă, da, cu cerbicie, cu popcorn, cu suc la dozator, cu râme, cu ce vreți. Dar nu ies de acolo în primele episoade, deși ele fac o curte intensă. Da, ele numai în bikini, dar mă rog, știți, în bibliotecile alea americane senzaționale, cu fiecare cu veioza lui, cu mouse-ul lui, cu telefonul lui, cu internetul lui, și ăștia venind, dându-le târcoale, alea, cu ochelari dintre aia care îți sucesc mințile, de aia subțirei, așa de de-abia-i vezi, fete cu lentile de contact, dar altfel tot niște șoareci de bibliotecă, probabil așa era și doamna Petrescu. Da, în fine, nu i-o fi băgat nimeni mâna pe sub fustă, nici la Harvard, habar n-avem, astea sunt alte considerente, da? Nu intrăm în convorbirile telefonice ale Laurei Georgescu. Bun, haideți că mai avem o veste mai mult decât simpatică. Dacă s-ar pricepe un pic la cultură, chiar și Dan Diaconescu ar putea să o abordeze într-o seară, că n-o fi foc. De exemplu, UDMR-ul și-a propus
a făcut propunerea, de aici înainte nu este decât o formalitate, pentru funcția de ministru al culturii și de vicepremier. Știți, după retragerea lui Kelemen Hunor, care trece în opoziție, știți că am mai povestit noi, va candida la prezidenție. În fine, vrea locul ăsta să fie luat de cineva, Musai de la UDMR, că așa e făcută politica, ca și scaunele muzicale. A căzut unul, trebuie să cadă și celelalte din jurul lui. Ei bine, știți cine va fi ministrul culturii în România, dragi prieteni? Tanti Rosalia, Rozi Neni, da? Biro Rosalia Iboia, născută la Târgu Mureș în 1965, un an important în istoria României, s-a mutat la Oradia abia în 1990 și acum este dita mai președintă organizației de femei a UDMR. Ea a succedat lui Frunda Gheorghe în funcția de președinte al Consiliului Reprezentanților Unionali. Are o miscaiva carieră politică Rozi Neni. În 2012 a fost aleasă senator de Bihor. Cariera politică o recomandă, poate, cine știe, pentru un fotoliu guvernamental, la faptul că este economistă, că asta este, și predă economie la facultatea din Oradia, cu siguranță nu o recomandă pentru Ministerul Culturii. Dar cui pasă, bă, de astfel de sentințe? Asta este o sentință, practic, cu executare. Și pentru statul român și pentru cultura românească, ciudat e să fie așa scriitor sau artist sau, în fine, un om de stat de cultură și să afli că ministrul culturii în România este Rozi Neni. Da? Biro Rosalia Iboia. Am cunoscut și eu o grămadă de Biro Rosalia. Acum le găseai peste tot, să știți. Le găseai la școală, le găseai la maternitate, le găseai în piață, că toate care vindeau în piață la noi le chema Biro Rosalia. Erau femei de serviciu, toate îngrijitoarele se numeau Biro Rosalia. Rozi Neni, am avut și noi vreo două sau trei de astea care făceau curat. Da? Le găsești absolut oriunde, să știți. Acolo le găsești la rubrica de decese, dacă luai ziarul, nu exista zi să nu crape una cu numele ăsta. Da? Deci este la matrimoniale, bineînțeles, nu exista zi să nu se mărite o Biro Rosalia. Este numele tipic de Târgu Mureș pentru o femeie născută într-adevăr în anul de grație 1965 și o mai chema și Iboia. Da? Sau, mă rog, pentru Tudor Barbu, Ibolia. Da, probabil că lui îi și sună mai alalea, cu stea în frunte numele ăsta, dar de fapt să pronunțe Iboia. Da. Deci alegerea lui Biro Rosalia sau lui Tanti Rozi mai este surprinzătoare, însă, dragi prieteni, și dintr-un alt motiv. Un pic ar avea și niște probleme cu legea, adică cu justiția. Asta pentru că doamna de 49 de ani are niște sesizări depuse de ANI în 2011 privind posibile fapte penale comise de dumneaei. Agenția Națională de Integritate a sesizat atunci procurorii că Rozi Neni, în calitate de viceprimar al municipiului Oradia, s-ar face vinovată de conflict de interese și abuz în serviciu. Nu-i mare lucru, bineînțeles. Ca viceprimar, ea a semnat un contract de închiriere a unui imobil de la primăria municipiului, la Oradia, către fundația Partium. Partium Ala Vitanii, nu știu cum, da? Unde doamna Biro este membru fondator. Fundația n-ar fi plătit chiria, deși era vorba despre 150 de lei pe lună plus TVA, pentru un imobil de 231 de metri pătrați, care are curte, grădină, probabil heliport și ce-o mai avea, că ne ducem cu gândul imediat și pe strada Gârlei. Clădirea abia fusese renovată pe bani publici. Parchetul general condus de Tiberiu Nițu a închis însă dosarul în urmă cu 8 zile. Ce frumos! Huit jours, cum zic francezii. Apropo, ca să mai servim un curs gratis de limba franceză pentru debutanți, veți găsi în marile romane franțuzești, în presa din Franța, în actualitatea de zi cu zi, acest termen de huit jours. Să nu-l traduceți niciodată, cum se face astăzi în traducerile marilor traducători, cu 8 zile. Pentru că în limba franceză huit jours înseamnă o săptămână. Da? Asta e ca și termen tehnic. Dacă vă veți lovi, dacă vreți să dați examen la facultatea de limbi străine, o spun pentru tinerele care sunt în liceu sau care poate că încă nu s-au apucat să învețe franceza, o să vă izbiți des, dacă urmăriți actualitatea franceză zi de zi, de această expresie. Dans huit jours, nu înseamnă 8 zile, sună și tâmpit. Înseamnă o săptămână, dar francezii așa spun, săptămânii 8 zile.
Bun. Deci parchetul general condus de Tiberiu Nițu a închis dosarul în urmă cu 8 zile. Deci hai să spunem în urmă cu o săptămână. Udemerista este curată și curtată, bineînțeles. Așadar, tanti Rozi, Rozi Neni, cum îi spuneam noi, Rozi Neni îi spuneam, la noi venea luni dimineața, țin minte, era o zi de coșmar. Asta, la 6 dimineața venea Rozi Neni de pe nu știu de unde, de pe sate, să ne facă curat. Toate femeile care făceau curat în Târgu Mureșul anilor 80, 70, 80, erau Rozi Neni. Și dacă nu le chema așa, erau ca și brazilienii. Vorba lui Emil, nu ăsta, lui Vlad Enăchescu, când îi spunea lui Emil Grădinescu la campionatul mondial din Japonia și Coreea. Dar neinspirați au fost părinții lui Kaka, de l-au denumit așa. Care i-a zis Grădinescu, nu Vlade, e numele de scenă. E așa și aici. Rozi Neni era numele de scenă. Pe tine dacă, de exemplu, te chema Matilda Boioi sau Matilda Sas, da? Sau Eugenia Nicolae, era tot un guraică, am avut și eu o colege de asta la școală, pe care îl chema Carmen Moldovan, nu știau românește. Deci numele acolo se mai amestecau. Te chema Carmen Moldovan, nu era un nume bun pentru a fi femeie de serviciu. Și atunci îi spunea Rozi Neni. Și în prima zi în care tu te duceai, te angajai la familia respectivă să faci curat, să faci mâncare, să ai grijă de copii, în fine, erai un fel de bon așa, te întreba stăpâna casei și cum te cheamă? Rozi, zicea respectiva, da? Rozitate. Deci toate erau așa. Ce nostalgie! E, de data asta nu va mai fi la călcat sau la dat cu aspiratorul, ci va fi la cultură. Aș întreba-o de la distanță pe doamna Rozi Neni, așa, dacă admite această întrebare, cam câți scriitori români știe? Cam câți ar putea să treacă pe hârtie? Că știți, doamna Rozi, scriitorii fac parte din cultură, nu numai aspiratoarele. Da? Ar fi interesant așa să ne dați o listă, măcar, nu știu, până la Z, de la A la Z, așa, dacă puteți să treceți la fiecare literă măcar câte unul. Da? Să vedem la ce literă vă veți opri, numai așa de curiozitate. Bun. Trecem mai departe. Cum și-a motivat Kelemen Hunor alegerea? Este vorba de doamna Biro Rozalia, președinte CRU, care, conform statutului, este a doua funcție în UDMR. Da? Și era firesc, în condițiile date, să fie persoana care va asuma funcțiile din guvern. Că doar acolo merge tot birocratic. Da? Nu merge pe competențe. Bun. Mergem mai departe. Fuziunea PNL-PDL este practic bătută în cuie. Liberalii au obținut ce și-au dorit. Noul partid se va numi chiar așa, PNL. Dar sediul central va fi în Modrogan, numărul 1, adică la Vasile Blaga acasă, practic pe covorul lui Vasile Blaga. Cu atât a rămas buldogul. Pe lângă asta și cu imnul verde înrourat, da? Pe care, într-adevăr, se pare că îl apreciază mai mult decât imnul național. Verde înrourat va rămâne așadar imnul acestui partid PNL-PDL. Se poate dansa pe el, să-l vedem pe Klaus Iohannis exact în ce. Va dansa o ce? O salsa? O samba? Și va dansa. Asta care se aude în spate e? Au ceva, e o muzică de asta, de... da, o muzică populară, în fine. Bun, ziua noului partid va fi 24 mai, care este ziua de înființare a Partidului Național Liberal în 1875. A fost stabilită și sigla, la încă se mai lucrează la ea. În principiu este o săgeată care se învârte într-un cerc unde se află steluțele Uniunii Europene, cam așa cum va arăta, având culorile PPE, albastru și alb, folosite și de popularii europeni. Bun, amândoi sunt mulțumiți, și Iohannis și Blaga. Declarația lui Vasile Blaga mi se pare interesantă. Într-o astfel de negociere fiecare trebuie să câștige, adică tu să-ți pierzi numele partidului, dar să rămâi cu imnul și cu culorile. Nu poți să pleci la drum dorindu-ți ca numai unul să aibă de câștigat. PDL câștigă un mare partid politic. E adevărat, pe undeva, odată cu această fuziune, eșecurile viitoare ale PDL-ului nu vor mai fi numai ale lor. Da, ele vor fi la comun, acum n-au decât liberalii să tragă ponoasele, dacă va fi cazul, după acest eșec. O să vedem dacă va fi un eșec. Eu spun că această fuziune era inevitabilă și este corectă și, până la urmă, bravo lor, conducătorilor acestor două partide, că, deși erau mai orgolioși decât casa, au reușit totuși să pună, nu interesele noastre, că ar fi o glumă, ci au reușit să-și pună interesele lor, oarecum, într-o paranteză, pentru a vedea orizontul zilei de mâine. Da? Pentru că dacă ar fi avut această ambiție până în pânzele albe,
apucau ziua de mâine cu storurile trase. Doar asta era singura problemă. În rest, de câștigat, norocum nu putem să câștigăm. Noi suntem niște chibiți care ne uităm dintr-un tren la această societate. Trenul ăsta merge, adevărat, cu o viteză amărâtă, palidă, așa, dar merge, tată. Noi nu ne coborâm în nicio stație. Congresul de fuziune va avea loc pe 26 iulie, dans un petit dizaine de jour, cum a fi zis Laurent Fabius, da, el nu este implicat. Noul partid va fi înregistrat la începutul 2015 abia, însă la alegerile prezidențiale, cele două formațiuni vor merge împreună cu alianța electorală, care se va numi Uniunea Creștin-Liberală PNL-PDL. Atenție, și poate că destinul jvâră un pic coada și aici, știți când va fi anunțat candidatul acestui partid care se numește PNL, adică cine va fi candidatul lor comun la prezidențiale? În sfânta zi de 4 august. E, când Nea Dan, Varanu, va fi chemat și el poate să dea ultima oară cu subsemnatul înainte de lunga perioadă de pârnaie. Cum ar fi, bă, tată? Tu să-ți lansezi candidatul, adică pe tovarășul Klaus Iohannis, vreau să spun, da? Așa. Deci pe Klaus Iohannis să-l lansezi la prezidenție într-o capsulă, așa, exact în momentul în care ălalalt, pe ce vor face televiziunile, bre? O jumătate de ecran îl vedem pe Voiculescu în dubă, bă, nea Klaus, băi, Nationalmannschaft. Păi înseamnă că vor fi două canale de televiziune unde mata nici nu vei apărea. Deci, telespectatorii, 75%, adică din telespectatorii din România, care se vor uita la cele două posturi în momentul ăla, nu vor ști cine este candidatul. Totuși, un pic de șansă are nevoie acest PNL-PDL, chiar din prima zi. E ca bărcuța aia pe care o lansezi la apă și exact atunci vine taifunul. Da? Săracii! Cum ar fi, mă, să se întâmple? Așa sperăm că Dan Voiculescu își va petrece vara în libertate și că mai are încă 70 de termene până să va încheia procesul, că dacă nu, va fi prăpăd să nu coincidă cele două. Că nu poți să-ți lansezi bărcuța de paie la apă în ziua în care pleacă Titanicul. N-ai cum. Da? Vizibilitatea este zero. Dar mai vorbim până atunci. Luăm o pauză publicitară și ne întoarcem imediat. Dragi prieteni, vedeți lângă mine această trusă. Este singura trusă din lume unde mititeii stau lângă creveți. Masterchef. Așa scrie și la televiziunea spaniolă, că m-am auzit dimineața pe la jurnalul lor și așa apare pe ecran. Masterchef Oie. Că seara undeva e această emisiune. În fine, să nu mai lungim, 99 de lei costă mititeii ăștia lângă creveți. Prețul este redus însă de la 159. Textul litera cu un SMS la 1800 scris cu majuscule. Avem o confirmare de la Europa, postul de radio francez, care îi citează pe responsabilii americani. Americanii au concluzionat, avionul a fost lovit de o rachetă, deci nu a fost vorba de niciun fel de accident tehnic. Pe mâine seară!